Am început la Natură și Aventură de multă vreme o serie de emisiuni dedicate prezenței păstrăvului în apele de munte din România. Cele mai multe dintre emisiuni au fost făcute în peisaje tipice, caracteristice, mai mult în locuri în care cunoscătorii știau că se află păstrăvul. De asta dată am venit într-un loc total atipic pentru păstrăv. În spatele meu, printre munții din spate, curge Dunărea, cazanele Dunării. Pârâul Berzavska se varsă în Dunăre, dar undeva mai sus, pe la altitudine de 700 de metri, vom vedea care păstrăv. Este aproximativ ora 7:30-8. Am ajuns aici, este un fost canton silvic, îi spune Voinicovăț. Toate denumirile în zona asta au la sfârșit ăț, vin din limba sârbă. El se află la confluența a două pâraie, Comorâșnița în dreapta, Cloța în stânga. Undeva în spatele camerei se unesc și formează pârâul Berzavska. Acum, eu aștept încă vreo 40 de minute să urce puțin temperatura, lucru absolut necesar pentru ca păstrăvul să se hrănească. Locurile sunt foarte sălbatice, se ajunge foarte greu aici, foarte greu drumul, dar să sperăm că o să găsim păstrăvi. S-a făcut ora 9 și merg către confluență. Din dreapta vine un pârâu, din stânga al pârâu. Se unesc aici, o să încerc să cobor undeva mai jos și urc pe pârâu. După aceea putem lua și pâraiele astea, deși n-au volum de apă. Zona fiind foarte liniștită, e foarte posibil să găsim păstrăvi aici. O să vedem de aminte pe parcursul zilei. Am ajuns la confluența celor două pâraie, Comorâșnița și Cloța. Nu știu ce înseamnă Comorâșnița, dar în limbaj popular, Cloța, pârâul din dreapta, în Oltenia așa se spune la cloșcă, Cloță. Ele se unesc aici, formează pârâul Berzavska, pârâul pe care vom încerca astăzi să căutăm păstrăvul. Pârâul trebuie să recunosc că arată bine, limpede, liniștit, locul nu este turistic deloc. Nu avem drum pe lângă apă, să spunem că vin oamenii și braconează. Eu o să cobor undeva vreo 2 km la vale și după aceea încep să urc și încep să pescuiesc. Să vedem dacă găsim. Eu cred că pe măsură ce temperatura crește, pârâul va fi dificil de pescuit. De ce? Pentru că pădurea fiind deasă și fiind deasupra râului, apa se încălzește mai greu. Na. Pe de altă parte, fiind la altitudine mai joasă, apa nici nu e așa de rece. Deci, probabil pe la ora 9-10, păstrăvul va începe să se hrănească și eu o să încerc să-l prind. Merge mai jos și când încep să pescuiesc, povestesc mai multe. Continui să cobor până când găsesc un loc unde mă gândesc că în 2-3 ore aș putea ajunge iarăși la cantonul silvic. Hai, Vilișor! Unde ești?
multe ciuperci anfloios, dar, din păcate, astea sunt necomestibile. Foarte fain. Așa cum am spus-o de multe ori în emisiune și o să spun cu fiecare prilej, pentru că trebuie să învățăm foarte bine treaba asta, în România, deocamdată, locul bun este păzit de drumul prost și de sălbăticie. Nu avem, deocamdată, gradul de civilizație care să ne permită ca în zona în care avem șosele și în care afluența factorului uman este mare, să avem viață sălbatică. Nu se întâmplă treaba asta deocamdată în România, așa încât dacă cineva vrea viață sălbatică, adică pește și mamifere sălbatice, vine în locuri sălbatice, în care locurile sunt proaste și bine conservate. Singurul mod în care putem ca să ne conservăm natura. Deocamdată, sper cu vremea să se schimbe lucrurile. Uite, locuri sălbatice, sălbatice. Bolovăniș, fagi, arini și din loc în loc, rare ori câte o răchită. Dar asta e loc sălbatic. Uite, nici nu m-am întâlnit cu niciun nici localnic, nici turist. Ăsta e locul bun. Încă n-am uiat bățul în apă, dar am o presimțire că va merge bine. Ei, uite, aici pe malul Berzascăi, până în 92 a ființat o asemeni multor alte locuri din România, o cale ferată. Foarte pitorească, practic o mocăniță, cu locomotivă pe aburi. Deci imaginați-vă, pe malul ăsta pe care stau, uite, se mai văd încă urmele, ați văzut și mai sus, uite și aici. Sigur că ea fiind abandonată, până la urmă oamenii au venit, au tăiat-o și au vândut-o la fier vechi. Totuși, în unele locuri unde linia a fost îngropată sub pământ și le-a venit greu să o dezgroape de sub bolovan, ea a mai rămas. După cum știți, în multe locuri din România am avut aceste mocănițe cu locomotive cu aburi, care pentru exploatări forestiere mergeau în vârful muntelui și făceau în naveta și veneau băi, Vili, hai de acolo! Hai! Făceau naveta asta și duceau lemnele cu mult mai mult bun simț decât se întâmplă acum cu tirurile și cu tafurile care care lemnele. E o exploatare mult mai bună. Uite-te, aici am găsit un pod de fier care era făcut pe vremuri peste torentul ăsta care vine din stânga. N-au putut să-l depășească în altfel. Deci el trece peste o pastă, este de metal. Mare atenție pentru cei care vin în zona asta, pentru că tot ce este lemn, bine, cu timpul nici ce este metal nu va mai rezista. Probabil în 20 de ani nu se va mai putea trece pe aici. Uite-te, în stânga mea avem, te sprijin de el, îl vedeți cum umblă, te duci. De asta la fel, dacă îi dau un picior, merge jos. Na. Trebuie trecută cu atenție și, sigur, odată și puntea asta de metal se va rupe. Uite ce am găsit în cărare. Ăsta este un animal specific acestei zone, adică este un râmozaur. Nu mă întrebați ce specie este, pentru că și ăsta este de mai multe feluri. Dar îl vedeți cât e de mare? E aproape cât degetul meu de gros. De mare, ăsta a fost prins, nu-mi dau seama de ce, de o vulpe sau de un bursuc, din câte pot să-mi dau eu seama din fauna locului, decapitat și lăsat aici. Dar uitați-vă, n-are cap, n-are coadă, el încă trăiește. O să-l găsiți numai în zone de genul ăsta, în alte zone ale țării, nu o să găsiți asemenea râmă mare, groasă, cât un deget. Am oprit în punctul ăsta, numai ca să vă arăt ce poate să facă natura în timp. Gândiți-vă că până în 1992 pe aici trecea o cale ferată cu o locomotivă cu aburi. Sigur, o cale ferată, o mocăniță, cu vagoane mai înguste, cu o locomotivă cu aburi. Uitați-vă exact pe locul ăsta pe care umblu eu, prin, da, stau cu fața în jos, prin stânga Văii. Pe aici era calea ferată. Uitați-vă, între timp ce a crescut, natura repară tot. Dacă o lăsăm în pace, în vreme, rănile ei se repară. Important este să o lăsăm în pace. Se iau râul Namonte. O să încerc să pescuiesc cu linguriță rotativă. De obicei, când nu cunosc un râu, nu știu ce păstrăv este, cum se comportă el, pentru că zona este total atipică aici.
Adică suntem într-o pădure de foioase, e la o altitudine mică. Nu-mi dau seama, la ora asta mănâncă, suntem undeva pe la ora 10, mănâncă, nu mănâncă. Nu-i ca în zonele tipice, înțelegi, de munte. Și atunci o să le iau cu o linguriță rotativă, să vedem pe seară, dacă văd eu că muscărește, o să pun și o muscă. Deocamdată le iau la pescuit cu lingurița rotativă, o să merg în amonte și vedem ce prindem. Zona este extrem de pitorească, extrem de sălbatică, n-am văzut niciun om și nici nu o să vedem. N-am văzut nici urme de oameni, adică tot ce înseamnă urme de oameni, de la peturi, la șervețele și la pungi. Sălbatică, în mod normal, ar trebui să fie păstrăv. Intru și încerc să-l găsesc. Vezi că e foarte probabil de aici să prind ceva. Uite, prima captură, un păstrăv respectabil, dar totuși sub dimensiuni. Eu am și dat drumul undeva pe la 17 cm. O să vine, e și mai mare până la urmă. În bună tradiție a emisiunii Natură și Aventură, de fapt nu atât a emisiunii Natură și Aventură, cât în bună tradiția mea, mi-am uitat acasă vesta de pescuit. Așa că, uite, m-a mai urmărit unul. Mi-ar place să vină mai mari. De ăștia mici o să prindem, sunt convins. Iar am avut un atac. Încă nu s-a hotărât, încă e rece apa. Na, iar mă urmărește, dar nu atacă. Asta înseamnă interes din partea lor, dar nu poftă de mâncare. Când au poftă de mâncare, o și atacă. Uite, încă unul, de data asta mai frumos, ceva mai frumos, aștept ceva mult mai mare, îi dăm drumul, gata, l-am eliberat. Na, uite că până la urmă am prins ceva mai de soi, așa, mă rog, mai de soi la limita... la limita dimensiunii, la 20 cm. Nu contează că oricum îi dau drumul. Hai măi, și nici nu-i rănit. Nu, ești de eliberat. Hai, fugi, fugi, fugi. Dar în orice caz, râul e beton. Deci ori atacuri decisive, ori atacuri, nu contează. Aproape la fiecare aruncătură este prezența unui pește. Ceea ce e minunat. Ah, iarăși atac. Iar atac. Foarte multe atacuri. Îi prinde pește. Minunat râu. Băi, dar e ceva extraordinar. Deci, două am avut când au căzut în apă. În momentul când au căzut în apă, bâng! În mod foarte ciudat, tot mici și tot atacuri. Hop! Na, acum, în sfârșit, am unul mai mare. Ia uite că până la urmă am avut mai mari atacuri, că eu simt, simt greutatea peștelui în atac. În sfârșit unul la vreo 22 de centimetri, așa la cât trebuie el să fie să-l ții, eu sper să vină și mai mari. Oricum o să-l țin pentru cină pe ăsta, o să-l țin vreo 4-5. Ia că nu l-am prins bine pe ăla mare dinainte și n-am dat de 3 ori. Unul și mai mare. Mă așteptam la treaba asta. Pe măsură ce se ridică soarele și apa se încălzește, ăsta oricum ar trebui să-l țin pentru că avea cărligul în gât și este rănit. Și atunci n-am ce face. O să țin 4-5. Da, minunat râu. Poate că, dacă stau să mă gândesc bine, este cel mai sălbatic loc în care am pescuit în România. Locul e foarte frumos. Ăstea sunt cheile Voinicovăț, cum le spuneam. Sunt locuri destule de păstrăv, cu apă
până la un metru. Minunat loc sălbatic, cum spuneam, n-am văzut încă om pe aici. N-am văzut niciun gunoi și păstrăv din belșug. Mai mult decât atât, cum vă spuneam, atipic pentru România. Pescarii de păstrăv știu ce vorbesc. Am aici un loc bun, chiar în fața mea, am schimbat lingurița între timp. Am pescuit până acum cu cea mai mică posibilă, cu un 0-0. Nu spun marca, că n-am voie și cunoscătorii știu. Am pus un 0, pentru că veneau ca mici. Na, să vedem acum, aici. Nu-i bine ce-am făcut. Nu-i bine ce-am făcut, că am dat-o, era un copac uscat deasupra mea. Nu-mi părea rău de linguriță, cât îmi părea de loc. Da, oricum, pot să recuperez lingurița, gata. Am și recuperat-o. Se mai întâmplă, n-am fost atent. Oricum, cred că în față, locul nu l-am stricat așa de rău încât să nu pot să prind ceva de la stânca aia. Hai, să vedem. Hai să vedem. Două atacuri. Trei atacuri. Trei atacuri am avut până aici. M-au nebunit cu atacurile. Tot timpul atacă, dar nu o iau. Na, mai iau din când în când, dar dacă ar fi să și mănânce pe cât atacă, eram foarte ocupat acum. Dar uite că vine și Gheorghe, șeful de Olpol. Am luat aprobarea de el să venim aici, în zona asta minunată. O să ies să schimb câteva cuvinte cu el. Că așa e frumos și ne spune el mai multe despre zonă, că eu nu sunt cine știe ce informat în ceea ce privește zona. În orice caz, una dintre cele mai sălbatice zone din România. Să trăiești, Gheorghe. Na, Gheorghe e șeful de ocol de aici. Eu am spus, nu știu prea multe despre zona asta. Sincer să fiu, până în urmă cu 2-3 săptămâni, nu știam că este păstrăv, că ar putea să fie păstrăv pe zona asta, într-o zonă așa de apropiată, adică ca și altitudine. Pe la câți metri suntem aici? Suntem la vreo 600 de metri, cred că. 600 de metri, dacă coborâm pe râu în jos 30 de kilometri, dăm în Dunăre. Mai exact 34 de kilometri de aici. 34 de kilometri până la Dunăre. Acum, de ce am văzut eu, râul este extrem de bine conservat. Eu îți spun pentru că eu umblu pe toate râurile din România care au păstrăv, de obicei prinde pungi, peturi, vetre de foc. La voi n-am văzut așa ceva aici. Nu, este o zonă un pic mai sălbatică datorită faptului că nici nu e accesibilitatea așa mare în zonă. Acum, noi n-am reușit să urcăm, că eu mă gândeam că o să urcăm de la Berzasca, dar înțeles că nu se poate. De la Berzasca nu se poate. 20 de kilometri de drum autoforestier de la Berzasca până la Ilova. Și de acolo până la Voinicovăț a fost CFF-ul care s-a distrus, nu mai este. A rămas numai un fel de potecă. Așa, și nu se poate veni cu mașina. Eu cred că asta este cauza pentru care râul ăsta e foarte bine conservat. Da. Că nu sunt oameni. Nu sunt oameni, da. Mai aveți și cazuri de braconaj pe aici? Mai sunt, dar mai rare. Mai rare. Se și vede, se și vede. Unde braconaj mult, nu prea găsești. Prezența păstrăvului, deci eu, practic, mai la fiecare aruncare am avut câte un atac. Deci râul ăsta n-a fost popular niciodată. Nu, niciodată nu. Și cu toate astea, deci, crede-mă, n-am pescuit într-așa un râu sălbatic în România. Aici mai sus apa este la suprafață, formează cascada pe care o vedem, căreia localnici îi spun bigger, adică izbuc, și alimentează afluentul ăsta care noi îi spunem cloța, și care mai jos alimentează Berzasca. Începem partea a doua zilei, se lasă seara pe Valea Berzascăi. O să facem un pescuit de seară. Căutăm în continuare păstrăvul. Oricum, cum ați văzut și dimineață, o frecvență de mușcături, cum eu n-am mai văzut în România, datorată, după părerea mea, faptului că locul este foarte sălbatic. La fiecare aruncare, hop, vreau să spun că la fiecare aruncare am atac. Și uite, iarăși unul, frumușel, la dimensiuni legale, dar îi dau drumul.
am mai prins unul. Practic, la fiecare aruncare am ori atac, ori captură. Hai. Două aruncări, două capturi. Rare ori râuri de astea România. Vedem dacă și la a treia aruncare prind. Atunci, nici chiar așa. La a treia n-am mai prins. Nehotărât. Am aici niște crengi atârnate, uscate și mă incomodează foarte rău. Uite-l. A, uite că am mai prins unul. Chiar frumușel. 23. Merge, dar ăsta e chiar un păstrăl frumos. Hai, pa! Hop! Uite, am mușcat foarte aproape. Frumos. Nu-i prins rău. Îi dau drumul. Hai, du-te. Gata, s-a dus. Am ajuns la confluența celor două păraie. Am văzut și mai jos că cel din dreapta, respectiv stânga mea acum, pentru că se ia invers, cu fața la vale, s-a tulburat foarte tare, se lucrează la drum. O să facem o mică pauză. După cum ați văzut, am prins de am rupt. Nicăieri, pe niciun râu din România, nu am prins cu asemenea frecvență pește și mai ales n-am avut la fiecare aruncare atacuri. Din punct de vedere a satisfacției pescarului, de seară ieșim din nou. Na, uite, încă unul. Da. Deja sunt la limită cu lumina. Nu știu cât o să mai pot să pescuiesc. Am făcut un pescuit minunat. Am venit într-o zonă sălbatică, extrem de bine conservată. Cu foarte mult păstrăv. Hai, du-te. Cu foarte mult păstrăv. Se lasă seara. Terminăm pescuitul. O să ne tragem către cantonul Silvic, unde am dormit astă noapte. O să facem ceva de mâncare, înoptăm și mâine plecăm către aventuri noi. Până data viitoare, la revedere!